20 de ani pe linia întâia. Rubrică dedicată Armatei Naționale, care anul curent împlinește două decenii de la creare. Astăzi, în cadrul acestei rubrici, vreau să vă propun spre audiție un interviu realizat cu Anatol Țăranu, directorul Centrului de Cercetări Strategice și Consultanță Politică Politcom. Domnule Țăranu, Ministerul Apărării a propus majorarea de două ori a bugetului Armatei Naționale. Credeți că dublarea lui va fi suficient pentru ca Armata Națională în viitor să prospere? Eu cred că această solicitare s-a făcut în niște termeni rezonabili, reieșind nu numai din necesitățile armatei, care din întotdeauna sunt foarte mari, iar pe de altă parte este nevoie ca aceste solicitări să fie raționale, să se încadreze în posibilitățile țării. Este bine cunoscut faptul că Armata Națională a Republicii în Moldova, hai să spunem așa, ponderea finanțării ei este cea mai mică dintre toate țările europene. Noi avem un buget mai mult decât auster în această privință și aceasta se explică inclusiv prin limitările economice care sunt caracteristice pentru Republica Moldova. Armata trăiește din banii pe care poate să-i ofere țara. Astăzi aceste posibilități țării sunt mici. Eu nu cred că solicitarea Ministerului Apărării vor fi satisfăcute de guvern. Mai degrabă, ați putea să vă așteptați la o majorare destul de modestă a bugetului, dacă în fond vor fi operate majorii. Apropo de buget, odată cu adoptarea lui, au fost afectate și facilitățile militarilor. Cum comentați asta? Păi nu numai a militarilor, au nimerit sub cuțitul austerității și alte categorii sociale, polițiștii, procuratura și așa mai departe. Este o politică generală sau o tendință generală care este caracteristică acum pentru politicile economice din țara noastră și iarăși este legată de faptul că Republica trece printr-o perioadă de criză, posibilitățile economice financiare sunt limitate, de aici și vin toate aceste lucruri neplăcute, dar în același timp trebuie să ținem cont de faptul că armata trebuie să aibă o finanțare decentă, aflând de care e rostul să menții o asemenea armată, din cel puțin pe care o ai trebuie să oferi necesarul. Cândva Napoleon a spus că un popor care nu este capabil să-și hrănească propria armată, va fi nevoit să hrănească armată străină. Bine, la problemele armatei revenim un pic mai târziu, cum propun să trecem la politică externă. Cum apreciați recenta vizită a vicepreședintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, la Republica Moldova? Sunt mai multe aspecte care se cer evocate. Eu cred că a fost un succes diplomatic de proporții. A fost un eveniment care încă mulți ani va ține topul evenimentelor diplomatice pentru țara noastră. Este vorba inclusiv de niște aprecieri elogioase la adresa democrației din țara noastră care au fost făcute de vicepreședintele Statelor Unite ale Americii. Și este foarte important că s-a spus că noi suntem parteneri, deci Statele Unite și Republica Moldova. Eu cred că în virtutea acestor declarații, Armata Națională ar trebui să-și intensifice relația cu Statele Unite ale Americii. Anumite facilități, anumite ajutoare pe care am putea să le obținem în diverse programe de colaborare cu Statele Unite ale Americii, pentru tine și aceasta este o picătură în mare, iar pentru noi, pentru Republica Moldova, ar putea să fie un ajutor enorm. Este important ca Departamentul de Relații Externe a Ministerului Apărării să lucreze la turații maxime în această privință. Credeți cumva că vizita oficială americană Republica Moldova va influența soluționarea conflictului transnistrean? Într-un fel, da. Biden a mers la Chișinău venind de la Moscova. Eu cred că el a discutat cu oficialii de la Moscova, inclusiv și problema transnistreană, fiindcă în Statele Unite ale Americii, haideți să ne aducem aminte despre raportul senatorului american Luger privitor la referendumul transnistrean, în care a atras atenția administrației Statelor Unite ale Americii asupra necesității de a intensifica presiunile, de a intensifica participarea Statelor Unite la soluționarea acestui conflict. Este absolut evident că coridorul transnistrean este pe agenda Statelor Unite. Nu putem să spunem că este o prioritate categorică, dar deja nu mai este un subiect care poate fi dat uitării. În acest punct de vedere, Biden mai degrabă la Moscova a pregătit terenul pentru vizita lui Obama, care trebuie să aibă loc în acest an, și atunci trebuie să ne așteptăm la niște noutăți în ceea ce privește soluționarea politică în Transnistria, și atunci vom înțelege în ce măsură vizita lui Biden a abordat inclusiv și problema transnistreană. Profund să rămânem pe malul transnistrean, războiul de pe Nistru, după ce Republica Moldova a pierdut teritoriul din stânga Nistrului, controlat de un regim separatist, cunoaștem acest lucru, credeți că țara noastră și-a dat cu adevărat silința ca să rezolve problema? În acest capitol pot fi diverse aprecieri. În linii mari, Republica Moldova a făcut ce a putut. Desigur că dintotdeauna rămâne loc pentru mai bine. În
Într-o serie de cazuri, Republica Moldova a fost destul de pasivă, în alte cazuri a lucrat cu un randament mai sporit. Problema este că Republica Moldova nu dispune de suficiente resurse interne pentru soluționarea problemei transnistrene. Greșesc acei experți, dar și acei politicieni care spun că problema transnistrene trebuie să fie rezolvată pe axa Chișinău-Tiraspol. Nu este așa. Este imposibil acest lucru fără participarea actorilor internaționale implicați în soluționare. De aici, fără mobilizarea factorului extern, nu putem să obținem o soluționare durabilă în problema transnistreană. De aici, eforturile Republicii Moldova trebuie să fie axate nu atât pe axa Chișinău-Tiraspol, cât pe direcția sau pe dimensiunea mobilizării factorului extern pentru a obține o soluționare conformă intereselor noastre naționale. Ați spus o etapă activă și pasivă la moment Republica Moldova. La ce etapă se află cadrul negocierilor? Negocierile ca atare nu există. Deci, grupul de experți nu funcționează. Mecanismul 5+2 funcționează la nivelul unor întâlniri mai puțin formalizate. În acest sens, noi practic acum nu avem un mecanism funcțional de soluționare a problemei transnistrene, dar totuși ne găsim într-o fază activă, luând în considerație o serie de acțiuni întreprinse în plan internațional, am în vedere deci aceleași inițiative ale Merkel, a lui Sarkozy, vizita lui Biden și acțiunile întreprinse în Senatul Statelor Unite Americii, același raport Lugar. În acest sens, mie mi se pare că noi am intrat într-o fază de activizare care ar putea să aibă rezultate benefice în măsura în care vom fi capabili să gestionăm corect această situație. Care era realitatea în cadrul negocierilor de la Moscova în ce se ține de patrimoniul militar și a rămas să rămână în țara noastră după destrămarea Uniunii Sovietice? Și vă rog să precizați în ce perioadă a fost asta. Păi, a fost o singură dată când noi am ridicat problema patrimoniului. Era anul 1993, în cadrul unei rude de negocieri privitor la elaborarea statutului de staționare și termenii de retragere a armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, noi am invocat și chiar acest lucru l-am făcut eu în calitate de conducător al delegației moldovenești, am invocat necesitatea examinării problemei costurilor patrimoniului militar stocat în Transnistria. Și aici este nevoie să menționăm faptul că acest patrimoniu a fost trecut în jurisdicția Federației Ruse prin decretul președintelui Ielțin de la 1 aprilie 1992, însă acest decret, care de fapt nu a fost contestat oficial de Republica Moldova, dar în esență el este unul ilegal, fiindcă intervine în zona de responsabilitate a suveranității statale a Republicii Moldova. Înainte de acest decret au fost elaborate, mai bine zis, au fost semnate două decrete a președintelui de atunci a Republicii Moldova Mircea Snegur, prin care tot patrimoniul militar al fostei armate sovietice pe teritoriul Republicii Moldova trecea în proprietatea țării noastre. Din acest punct de vedere, tot acest patrimoniu este potențial, este proprietatea Republicii Moldova și noi putem să începem negocierile cu Federația Rusă în această privință. Numai că trebuie să fim conștienți că acest lucru poate să se întâmple numai în condiții favorabile diplomatice, fiindcă dacă nu va exista această condiție, Federația Rusă dintotdeauna dispune de suficiente pârghii economice ca să ne pedepsească pentru o asemenea abordare a problemei. De aici și tăcerea pe care noi o manifestăm, eu am vedere Republica Moldova în ceea ce privește costurile acestui patrimoniu, care după unele estimări se ridică la o sumă de 5 miliarde de dolari. Recent ați fost la Bruxelles. Credeți că NATO manifestă interes pentru soluționarea conflictului de ministru? Eu cred că NATO manifestă acest interes, însă nu manifestă oficial, formal. NATO a delegat acest drept și această misiune altor structuri occidentale, în primul rând Uniunii Europene, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, care participă în calitate de observatori în formatul 5+2. Și este de înțeles de ce acest lucru se întâmplă. NATO este o structură cu politică militară. Intervenția în zona nemijlocită a soluționării problemei transnistrene ar însemna o confruntare directă între NATO, structura militară, cu alte putere militară veritabilă care este Federația. Eu cred că NATO nu este cointeresată să aibă probleme de felul acesta cu Federația Rusă. De aici, acea reticență de care dă dovadă NATO în abordarea problemei transnistrene. Cât de reală și oportună este aderarea țării noastre la Organizația Nord-Atlantică? Problema nu se formulează în acești termeni, cel puțin la ora actuală. Noi suntem o țară neutră, statutul de neutralitate este respectat de toate forțele relevante politice din Republica Moldova, fără excepții, cu toate că există partide parlamentare care în programele sale politice subliniază necesitatea de a adera la blocul Nord-Atlantic. Dar consensul politic care a fost atins astăzi în Republica Moldova la nivel de conducere este statut de neutralitate. În acest sens, problema nu are dimensiune practică în Republica Moldova, iar în vedere aderare la NATO. Dar problema constă în următoarele, că noi avem posibilitatea și respectând statutul de neutralitate
neutralitatea, să avem o colaborare prodigioasă cu NATO și, în exemplu, în acest sens, sunt cu Duiumă. Acele state, cum sunt Suedia, Finlanda, Austria, care au statut de țări neutre, au un regim foarte intens de colaborare cu NATO. Ce părere despre reforma din sectorul de apărare și securitate? Ar permite această creare unei armate moderne așa cum se dorește și, în general, părerea dumneavoastră, cum ar trebui să fie sau să arate o armată modernă? Eu cred că pentru Republica Moldova este foarte important să existe armata națională, asta este una rămâne. Propunerea ca chipurile să se producă o demilitarizare cu lichidarea acestei structuri statale, după mine, este un lucru absolut inadmisibil, care ar lovi în suveranitatea Republicii Moldova. În deosebire, acest lucru se conturează în condițiile existenței unei anclave secesioniste pe teritoriul țării noastre, care este super înarmată, super militarizată și în aceste condiții să vorbești la modul serios despre demilitarizarea Republicii Moldova și lichidarea armatei naționale este pur și simplu o irresponsabilitate politică. Asta e una la mână. A doua. Indiscutabil, noi avem nevoie de reformă, inclusiv în zona deci reformării armatei naționale. Este foarte greu astăzi să spui care anume formulă trebuie să fie aplicată în acest sens, din simplu motiv că noi nu dispunem de resurse serioase pentru o reformă profundă, iar orice armată bine pusă la punct este un proiect foarte costisitor. În acest sens, Republica Moldova trebuie să-și caute modelul său, dar acest model se va contura și mai clar în momentul când noi vom fi capabili să alocăm pentru întreținerea armatei naționale sume suficient mai serioase decât acelea pe care le alocăm astăzi. Cum vedeți armata națională în viitor, de exemplu, peste 5-7 ani? Văd armata națională ca o structură mobilă, ca o structură care insuflă respect în societate pe interior și pe exterior. Este nevoie să avem această armată națională care, în caz de pericol militar pentru Republica Moldova, dacă ei nu se îndeplinească întru totul funcția de apărare a teritoriului național al Republicii Moldova, cel puțin să fie capabil într-un mod tranșant să evoce capacitatea noastră de rezistență în fața unei agresiuni străine, ceea ce este foarte important în lumea contemporană, iar pe ansamblu, deci securitatea efectivă a Republicii Moldova trebuie să fie garantată nu numai de prezența armatei naționale, dar și de un șir de tratate internaționale, partea la care am fi noi, și siguranța noastră ar putea în așa fel să fie asigurată inclusiv de cooperarea armatei noastre naționale cu aliații noștri posibili din exterior. Armata națională trebuie să fie nu numai o forță militară veritabilă, dar să fie inclusiv și un factor a unei politici externe eficiente.